Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Bă, la care tot zice că răzbătați, mă, până nu mă duc la tine. Vin rudele peste voi, treaba voastră. Vă omor pe toți să nebunesc, care mai îți ridică mâna la mine lui Jupa pe ăsta, hai! Mamă, nu hai! Aole, de ce mor băiatul ăsta aici? Unde e polițistul Răgușa mă întrebat? O, scuze! O, greșeală! Grasule, tu mă omorâși? Da! Domnul, domnul, cu șapcă, tu ești de la SIAS? Domnul de la SIAS. Din greșeală. Liniște am spus, acum liniște, da? Liniște am spus, gata! Am un anunț foarte important de făcut. Mamă, ăștia-s mai proști ca mine. Zice fă, care anunțul ta pe ipata păs? Băi, eu cu cine mă vorbesc? Singur, vorbești singur. Bă, tu ridici oara mea la mine! Îți iau glanda să nebunesc. Îți iau glanda. Bă, îți iau glanda. Ce mă față de mob, taci din gură. Ce faci, mă, Gabo, retragi mine? Trăiți arție, ce ai mai drag. Ajutor! Abuzul serviciu, abuzul serviciu. Bă, tu mă mor pe țancă și pe mărgi pe cea mondială. Hai, 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 hai. Băieți, cam atât cu acest episod, încă n-am dat de polițistul răgușit. Vezi, dar pe bună, dacă vi-l prind, vi-l omor. Poți să intru și eu, poți să intru și eu. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Fugi. Și noi, desigur, ne vedem pe data viitoare, pa. Fugi, că l-ar încoasa la secția de poliție. Bă, dar tu ești înșeptar? Da, stai aici cu tine, hai. Fai de mine, bă, grasule, bă, ce era acolo, bă. Aaaa, uraganiții, văzuși? Da. Ce, de ce m-am adus așa aici? Păi să ne-i pierdem pe ea. Deci fii atent. Unde e polițistul răgușit, grasule, pe bune? Nu știu că-l omor. Deci de, dacă-l prind, îi iau glanda. Dar aici nu poți să scot cuțitul? Hă? What? Bă, da, uite. Tu poți? Eu nu pot, eu. What? A, gata. A, de nu, mai încolo, mai în față la mașină, nu pot. Bă, mașina fantomă, să nebunesc. Ia, coacă, vino coacă, îmi furai o mașină. Oooo, ne dai și noi să o conducem. Ia, urcă-te mă la volan, că nu. Ce faceți, domnule? Uite, vrem să conducem și noi bijuteria asta, ne lași? Că nu ne lasă ăștia, vino coa. Că e invizibilă. Uite, grasule, că mă urcai. Fugi. Uuuu, cum e mașina asta, ța, bă, vărulei. Bă, vino coa cu ea, că trebuie să-l caut pe polițistul răgușit. Da, unde ești? Ce? Unde ești? Bă, eu sunt pe aici. Tu pe unde ești? Eu fac burnout pe partea aia pe unde intra la noi. Nu știu unde. Aha, ești. Aha, te văd, te văd. Vii cu mine în mașina asta mișto sau rămâi în flyer aia? Hai, dar repede că ne urmărește față de maimuță. Ia-l. Ia-l cu vie. Eu nu-l văd. E în spate. Fugi. Mamă, ce mașină, bă, fărule, oleu. E o mașină, mă, îmi place să nebunesc. Băi, băieți, vă roagă Bercea Mondialul să apăsați și voi butonul de like, dacă vă place seria noastră de GTA Real Life, aici cu Țancă Lecturatul și Bercea Mondialul. Și astăzi vrem să căutăm pe polițistul răgușit, pentru că în episodul lui Bercea a ridicat arma la Bercea și am zis că facem scandal. Din păcate nu l-am găsit, l-am căutat în episodul lui. Nu se poate așa ceva, s-a produs o mare, dar mare nedreptate. Și că Țancă și Cămătarul este așteptat la pantoful roz. Cine era, mă? Cine zice? Păi nu știu, de dur anunț. Vezi un pantof roz? Deci e petrecere acolo, bă. Unde e pantof roz? Pe din stânga așa, mai lângă hartă. Ia, pune. Aolo, vine să-l pune. Păi nu poți să le pun. Acum pe cei. Acum poți. A, gata. Du-te. Mamăleu, mamăleu, pantof roz. O fi club, ceva? O fi polițistul răgușit acolo? Îi iau glanda să nebunesc și o mai stau apărea discuții cu el. Am și o cuțită la mine, fii atent, hai să vezi ce eu dau. Cu cuțitul se rezolvă treaba în orașul ăsta. Altceva nimic. Ce faci, Tancă? Drifturi scandinave, dar apași... Tancă, de când ți-a luat permisul, conduci, mai prost ca mai bine. Mamă, ce prost ești, Tancă. Ești bine? Da. Tu ești bine? E închisă! Da, bule, zău, că e închisă. Gata, am ieșit. Șefule, du-ne și pe noi la pantoful roz. Hai sus, hai sus.
Hai șef, fluid neapă. Bă, mă lua apa! Bă, muri! Aoleu, aoleu, domnule, ești bine? Stai așa, chem repede ambulanța. Îmi făcut ăștia duș și blană jegul de pe mine. Alo, alo, ambulanța? Măi, că... Aoleu! Care ăla, mă? Îl omoră pe rastul. Ambulanța, bă! Sunt mort! Na, frumos așa să-mi furați mașina și să plecați cu ea. Voi știți că nu pot să mai am altă mașină, nu? De ce? Păi, am o mașină afară, nu pot să mai am mai multe. Păi, ce iau? A, tu l-ai omorât pe ăla? Nu era ăsta! Era prietenul nostru ăsta! Așa pe țigănește! A, nu? Greșeală, scuze. Eu sunt tip bagă cuțitul și după aia vede care e omul. Eu bag cuțitul și după aceea întreb. Poți să bag și cuțitul în tine? Nu, nu. Asta să zicem așa. Că ne permitem? Ne trage de urechi? Dar vine vreo ambulanță oare? Ne permitem, normal că ne permitem. Sunați la 1122. Te așa că sun eu acum. Dacă îmi dai un parfum. Șeful, be, domnul, dați-mi un parfum. Eram într-un spre pantofuros când s-a întâmplat teribilul accident. Un hidrant, un hidrant m-a spălat și a murit. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Să spui centura data viitoare. Îl caut pe polițistul răgușit. Ce s-a întâmplat? Accident. Metri. Hidrantul m-a udat și a murit. Ajută-ne și pe noi să ne ridicăm, te rog. Nena, dați-mi 5 lei. Gata! Gata! Hai, nu vreau să mișcă, deja s-a silat. Dați-mi 5 lei. Țancă, pe unde mergem? La pantofuros, că e băieții acolo. Încă o dată, te rog. Și în ce mașină intrăm? Bă, lasă mașina, vă duc eu. Hai că vii cu noi aici. Aoleu. Mergem la pantofuros, că e Pink Panther acolo. Pasă U. Nu merge, sunt tot mort. Mai dă-mi o dată. Unde? Bă, ce mașină mă urc? Eu sunt din X6, bă. Eu. Hai la pantofuros! Hai, înainte, că am niște rezolvări de com. Stai că vă duc eu. Mă, tu ne furi. Asta e mașina mea, bă. Las că știe să conduce eu. Să nu mi-o strici, că am dat multe. Tancă! Conduc, cum conduce aici? Haoleu, ce e aici? Stai că mă dau aici jos la jmecherie. Care faci bă gând la mine că ți-au glanda? Bă, ce e aici? Bar de negri? Fac fața de protecție că mă urcă. O, să trăiți băieți. Care fost ăsta, bă? Au Gucci, bă, a venit tancă. Bă, ce e aici? Ai jos, șeful. Se miște pe fit. De unde o fi venit? Că de când m-am născut, n-am văzut așa trup. Bă, intrăm înăuntru, lasă, sunt și acolo. Intră acolo. Ia, băi, sunt și noi, sunt și aici. Bă, uite, bă, cât... Atenție, mă urc pe scena mare, am un anunț de făcut. Hai pe scenă, pe scenă. Hai, bă, vrem parfum. Unde-i scena? Aici e scena. Okay. Atenție aici toată lumea, da? Drumul la muzică. Bagă cuțitul. Atenție la cuțit aici. Lasă, bă, drumul la muzică, mă. Atenție la... Băi! Am o dedicație, mă. Ia și toată lumea care are Bercea Mondială o dedicație. Atenție de făcut. La mine aici, pentru că nu mă repede de oricum voi. Dedicație. Să mă cac pe voi. Bă, care bagă muzică? Care ești, mă, de mai răpit? Ia, că vreau să aud la anunț. Mă răpit, că-l bă! Ce mă, te răpit careva? Da, sunt răpit! Unde e? Bă, dă-mi drumul, bă! Bă, îți bagă de tine, bă! Și pentru toți băieții care sunt aici de la Țancă Electoratul. Grasule, ce mă? Vezi că sunt la mama, dreptul eu. Nu știu de ce m-a dus aici. Ești pe mine, mă luară. Unde ești? Nu știu, mă luă Michael în brațe, cică. Te văd, e vrăjeală. Stai să ieși de aici. Ce să ieși, că acum cad sub apă? What? Nu, te văd că ești pe jos. Gata. Ce s-a întâmplat? A apărut undeva prin oraș. Și nu știu unde sunt. What? Și unde a apărut eu? Unde ești? Prin oraș pe undeva.
Dar cine ne făcut? Cineva ne răpi, bă, ne răpi dintre prietenii noștri, că băgaseră țancă uraganul. Se mișcă pe bit. Făceau dedicație, bă, ce oameni, bă. Ia uite și tu, bă, bă, ce nefăcură, mă. Scoa cuțitul la ei. Dar cine mai scoate cuțitul, că n-avem la cine, ești de bun. Cred că asta e mâna lui polițistul răgușit. Nu acolo, păi, iau glanda. Deci nu este prima oară când se face așa cu mine. Bă, deci nu știu. Admin urgent. Împing o mașină. Urgent aici. Hai să vedem. Da, tu e, pe lângă tine e cineva? Nu e, nu e nimeni, dar de obicei sunt la admin și vine unul la mine și de trebuie. Bă, dar eu nu știu ce pot să fac aici, că nu știu ce se întâmplă. Deci mie mi-a arătat că mă fură Michael. Deci mi-a arătat că mă luă Michael pe aici sus pe umăr și plecă. Și mie. Și ți-e doar la fel, tot Michael. Da, eu am impresia că e cineva care vrea să ne strice episoadele. Eu cred că e vreun hacker sau ceva. Deci nu pot să intru nici în mașină. Da, bă, cam asta cred că a fost. Băi, sunt la mama dracu. Eu sunt aici lângă un hidran, dar eu nici măcar acum știu care față, nu știu dacă sunt aici unde sunt sau gen noi fi prin altă parte și jocul mă arată aici. Nu știu, să mă piciorul. Da. Băi, să băgăm cuțitul înapoi. Că mai avem nevoie de el data viitoare când o să ne întâlnim cu polițistul răgușit. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, strângeți și voi like. Să strângem 5.000 de like-uri alături de prietenul meu, Bercea Mondialu. Vă rog. Și noi desigur o să ne vedem data viitoare. Vă salutăm, pa!